ce nu este o femeie. O femeie nu este niciodată cine cred alți oameni despre ea că ar trebui să fie. O femeie este întotdeauna ceea ce alege ea să fie, din tot ce a trăit, simțit și experimentat până în orice moment al vieții ei. O femeie nu este suma relațiilor din viața ei și nu este nici suma partenerilor ei, decât dacă ea alege să nu își ierte trecutul și să care în spate povara relațiilor eșuate. O femeie nu este nici familia din care vine. Ea poate alege întotdeauna dacă va trăi viața părinților ei sau dacă va învăța din experiența lor, nefericită, traumatizată sau binecuvântată, și va alege ceea ce îi se potrivește ei. O femeie nu este vârsta ei, decât dacă ea alege să considere că anii din viața ei sunt o povară și nu o lecție prețioasă care au ajutat-o să se înțeleagă un pic mai bine cu sufletul ei. O femeie nu este obiectul sexual sau jucăria de care un bărbat se plictisește din când în când sau pe care un bărbat are voie să o evalueze ca fiind atrăgătoare, interesantă sau apetisantă. O femeie este în această viață la drum cu trupul ei și acest trup este o carcasă prețioasă de care femeia are nevoie ca să poată să își onoreze sufletul în această călătorie. Cu toate acestea, acest trup îi aparține doar femeii în cauză și nimeni altcineva în afara ei nu poate decide ce anume ar trebui să facă această femeie cu corpul ei. În clipa în care corpul este separat de suflet, de simțire, de rațiune, acesta devine o închisoare, o colivie în care sufletul nu își poate găsi liniștea. De aceea o femeie trebuie să știe, nici ea nu are voie să își folosească corpul cu scopul de a-i produce rău, de a-i produce daune, de a-l traumatiza, de a-l distruge. Pentru că acest corp este și el un dar divin și este un dar pe care femeia l-a primit cu scopul de a-și purta sufletul în această întrupare spre binele ei și nu spre distrugere, umilire sau batjocorire. O femeie nu este frica din trecutul ei, nu este trauma și nu este abuzul pe care l-a suportat în niciun moment din viața ei, decât dacă ea alege să fie așa. O femeie nu poate să fie definită de nimic altceva decât de ceea ce ea simte că o reprezintă. Și dacă vreodată pe drumul vieții ei o femeie se oprește să asculte părerea oricui despre cine este ea, înseamnă că răspunsul încă nu l-a găsit. Înseamnă că ea nu știe ce putere este în interiorul ei și faptul că sufletul ei are capacitatea din prima secundă de când a apărut pe pământ să o ia de la capăt, să dea viață, dar și să își dea viață sieși, de câte ori a învățat cum să moară ca să poată renaște din nou întreg. O femeie nu este slabă decât dacă decide să nu își înfrângă slăbiciunile, să nu își vindece rănile și mai ales o femeie poate fi în fiecare moment sursa ei de înțelepciune, de adevăr și de bunătate. Dacă a învățat să ierte alte femei, pe de-o parte și pe de altă parte, să nu învinuiască vreodată alți bărbați pentru durerile pe care ea singură nu și le-a vindecat. Pentru că niciun bărbat care trece prin viața unei femei nu poate fi făcut responsabil de nefericirea ei. Este responsabilitatea fiecărei femei în parte să-și cunoască valoarea, să-și cunoască puterea și să le onoreze prin alegerile bărbaților din viața ei. Dacă în vreun moment tu ca femeie ai făcut o alegere greșită,
nu este vina bărbatului pe care l-ai ales să fie parte din viața ta, ci este responsabilitatea ta să faci alegeri mai bune. Dar ca să faci o alegere bună, o femeie, tu ca femeie, trebuie să știi, nu poți să fii rănită, trebuie să nu mai plângi și trebuie să nu mai doară. O femeie nu este niciodată singură, chiar și atunci când nu are pe nimeni, ea se are pe ea. Și orice femeie care consideră că din pricina refuzului, respingerii sau abandonului altcuiva, ea trebuie să se părăsească pe sine, să se dezică de tot ceea ce ea este, face o uriașă greșeală. Pentru că în niciun moment din viața ta, tu ca femeie nu poți să fii părăsită decât dacă tu te abandonezi, decât dacă tu ai decis că judecata altcuiva asupra ta are mai multă putere decât propria ta judecată. O femeie nu este niciodată prizoniera trecutului ei și a greșelilor din trecut dacă a învățat ceva din ele. Nu este greșit să faci greșeli. Greșit este să consideri că tu doar asta poți să faci și că meriți să suferi pentru ceva ce a avut loc în trecut, nu se mai întâmplă acum, dar tu decizi să te pedepsești în continuare. O femeie nu este validarea din afară. Ea nu este datoare societății, familiei, rudelor să fie ceea ce ei și-au imaginat că ea ar trebui să fie. Și o femeie nu are de ce să dea explicații despre cine este ea nimănui, dar trebuie să poată să-și dea sieși explicații legate de ceea ce vrea de la ea, legate de ceea ce îi face sufletul fericit. O femeie nu este în niciun moment decizia celorlalți, judecata lor, părerea lor, numărul ei de kilograme, greșeala din trecut, durerea, partenerul ei, experiența ei, decât dacă ea alege să se identifice cu ceva în mod specific din ceea ce i s-a întâmplat. Și fiecare femeie în parte alege în fiecare moment cine devine și mai ales care este realitatea ei. Realitatea fiecărei femei este perspectiva ei. Și dacă perspectiva ei este una dureroasă și negativă, atunci nimeni și nimic nu va putea salva de la ceea ce ea însă și-a decis că reprezintă. Dacă, în schimb, perspectiva unei femei este bucuria experienței și bucuria întâlnirii cu fiecare suflet în parte, atunci această femeie va putea să facă lucrul cel mai important din viața ei, și anume să își aparțină ei. Pentru că o femeie trebuie să poată ea cu ea însăși să fie mulțumită, împăcată și în armonie. Indiferent cine vine sau pleacă din viața ei. Doar atunci când o femeie se înțelege cu ea însăși, s-a iertat pe deplin și a învățat să-și iubească fiecare rană în parte, abia atunci poate să se gândească să fie într-o relație fericită sau pur și simplu să se bucure de viața ei. În fiecare clipă pe care o experimentează pe acest pământ, o femeie alege dacă este vocea durerii sau vocea vindecării. Și mai ales, o femeie alege cine anume devine din momentul în care și-a dat seama cine este ea în acest moment. Pentru că puterea unei femei este aceea de a da viață propriei vieți în fiecare clipă de conștientizare, de iertare, de iubire și de responsabilitate. Dacă o femeie decide să nu își mai aparțină, atunci ascultă ceea ce spun ceilalți, ceea ce simt ceilalți și practic renunță la darul pe care ea îl are, acela de a vindeca, lumina și iubi tot ce este viu.